Salut! Numele meu este Daniel. Textul biblic îl găsim în Iacov 1:5. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Să nu credeți că viața creștină este scutită de ispite. Ispitele vor veni la fiecare creștin. Atât creștinul, cât și cel care nu se lasă condus de Hristos, vor avea parte de încercări. Diferența este că, în timp ce unul slujește un tiran, îndeplinind corvoada acestuia, creștinul îl slujește pe cel care a murit să-i dea viață veșnică. Să nu privim încercarea ca pe un lucru ciudat, ci ca pe un mijloc prin care suntem purificați și consolidați. Iacov zicea, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Marea noastră nu va fi întotdeauna liniștită. Vom avea furtuni și uragane. Întâmpinarea dificultăților este o parte a educației noastre, necesare pentru formarea unui caracter puternic și echilibrat. În viața viitoare vom înțelege lucrurile care acum ne creează mari nedumeriri. Vom înțelege ce ajutor puternic am avut și cum îngerii lui Dumnezeu au fost trimiși să ne poarte de grijă, în timp ce noi urmam sfatul cuvântului lui Dumnezeu. Tuturor celor care îl primesc, Hristos le va da putere să devină fii ai lui Dumnezeu. El este un ajutor prezent în orice moment de nevoie. Ar trebui să ne fie rușine de credința noastră șovăielnică. Cei care sunt înfrânți nu au pe cine să dea vina decât pe ei înșiși, că nu au rezistat vrăjmașului. Toți cei care aleg pot veni la Hristos să găsească ajutorul de care au nevoie. Lumea este înfășurată în întuneric și eroare. Satana și îngerii săi sunt neobosiți în lupta împotriva adevărului. Noi trebuie să fim ajutați, dar acest ajutor de care avem nevoie nu va veni de la ființe umane. Trebuie să ne ridicăm privirea spre Cel care a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. În mijlocul vostru se află puternicul sfetnic al veacurilor, care vă invită să vă puneți toată încrederea în El. Ne vom îndrepta oare dinspre El, înspre ființele umane nesigure, care sunt cu totul dependente de Dumnezeu și de noi înșine? Dacă Dumnezeu folosește câteodată oameni pentru a mă sfătui, cum să nu-i fac pe aceștia confidenții mei în locul lui Dumnezeu? Vă doresc să aveți o zi frumoasă!